știe dacă vezi morală, estetică, intră și curajul de a abandona cantitativul și valoarea cantitativului în sine pentru a merge spre o concentrare spre integritatea creștinului. Asta este logica profundă a unei asemenea asociere de alegeri ale asemenea. Ceea ce muzica de cameră reprezintă pentru creatorii în arta sunetelor, în exercițiu și în același timp un test de rigoare, poate să fie și o expoziție ca aceea. Cu condiția să nu se închidă în miniatură, să nu asculte de o poetică artificială a reducției, a haiku-ului cu orice preț. Pentru că în arta structurii, să vedea un fel teribilă și inefabilă, intră și tentația de a face dar, de a incorpora sensuri în care nu sunt încărată întotdeauna reduse la cantități mici. A fost o experiență în poezie, cu părătoare, ceremonie, în timp ce acel care s-a spus că o antologie a poeziei franceze și din marile poeme hipercunoscute și admirate, la Lejean de Siecu și altele, reținea câteva viață pentru celebrul poet al lui Mallarmé de pe începutul și sfârșitul. Și culmea că experiența nu era de repudiat, pentru că se realiza un concentrat de poezie care, din primul, era exact ceea ce profiteze poetul, dar era, dacă vreți, un fel de replică la o prelungire în imaginația noastră și în puterea noastră de a percepe poezia. Eu cred că cam așa ceva ar trebui să ne propunem și în aceste expoziții. Nu numai decât să vedem cu o schiță de atelier sau cu pregătirea unei lucrări, dar să vedem cum aceste replici la logica dimensiunilor pot să ne reprezinte într-o ambianță nobil expresivă, nu ca un scriitor sau un fel de refugiu, poate de sarcini pe care nu le-am întâlnit. Și asta e într-o logică istorică. Ani de zile, artistii erau obișnuiți să trimite la saloane, vedem tot secolul XIX, așa s-a petrecut, pânze mari, destul de linse, care s-au scurte de precepte academice și lucruri devenite așa de evident, încât se spunea, e o pânză pentru salon. Era distinctă de pânza pentru pictor, pentru sufletul pictorului, aceia care se reprezintă. Cred că și sculpturile, pentru materiale impuneau puțin altă gestiune, dacă vreți, al țării, dar în orice caz, trebuie să avem ideea că o expoziție ca aceasta este expoziție pentru sufletul nostru, în primul rând, deci pentru nevoile profunde expresive și mai puțin pentru această reprezentativitate exterioară pe care o cristalizau saloane. Am mai scăpat de inerția saloană. Cine privește acum scândăresc și străine, am avut experiență, sunt uimiți de discrepanța care există la noi între nivelul expozițiilor colective a saloanelor și nivelul expozițiilor personale. Ei nu-și puteau închipui că în expoziții personale de până în 99 existau atâtea lucruri interesante. Aici am avut mult un profesor atâta serie de discursuri interesante, pildă, de tot la tare, de expoziția lui Pădurarul, care a venit de 30.000 de oameni, într-un moment foarte dificil, în 98, cu expoziția Silvii Radu, care a fost mare, mare succes, cu totul neașteptat, într-un moment foarte dificil. Nu mai spune expoziția lui Berna, Codit, Albașanu, era o NAPO, care era o prezentă extraordinară. Poate lucrurile acestea, trăine și în echipe greu, ne asimilează foarte ușor cu Moscova, unde nu era loc pentru expresia personală. Adică artistul trebuia să treacă prin această vamă a unei colectivități care egaliza și care banaliza. Acest succes al nostru relativ limitat, dar care nu trebuie ignorat, eu cred că ar mai avea datoria
să scandalăm, ca una de prăjucări pozitive ale unor decenii în care s-a creat astăzi de foarte bun nivel. Să vă spun și la unul oamenilor mai tine, care se închipui că totul a început de 10-15 ani în față. Dumnezeu, când trezește talent, îl dă nu cu cadență redusă pentru câți bani, ci ne-l dă cu generozitate. Și eu cred că trebuie să fim conștienți de această îndatorire, de aceste îndatorire care ne revin dintr-o justă repartiție a lucrurilor pentru partea de ele. Tot e inepuizabil în ziua aceasta. Sunt acum câteva zile s-a anunțat viitor că niște echipe foarte riguroase, specialiști de biologi, au făcut explorări în teren pe vaste teritorii neexplorate, la lângă Amazonului, și au descoperit niște surprize incredibile, nu numai specimene foarte interesante aparținând unui serii cunoscute, dar peste 1100 de specii cu totul noi, care intră perfect în categorie de clasificări, ca și stabilite, și două elemente binare, flora, așa mai departe. Deci înseamnă că, practic, creația este inepuizabilă. Noi n-am văzut vremnici sau registrăm. Dacă vorbim de totalitate, asta ne dăm cu totul altfel decât această globalizare care este o operație între bancari și birocratic. Se poate, este un fel de a ne deschide respectuos și umil față de vastitatea inepuizabilă. Atât și în materie de talent, după atât mai mult, aceste fetele umile și mute au drepturi așa de puternice la pluralitate. În materie de talent, trebuie să știm să ne afirmăm puterea de a rezista unei automate banalizări automate. Aici, prin inegalitatea inerentă a unei asemenea expoziții, există, într-adevăr, surveziință unei varietăți care spune mult despre disponibilitatea artistului, disponibilitatea față de materiale, de la bronz, de la piatră, de la marmură, până la o materie astfel, lemnul nu mai în tratarea mai pastoată și mai tehnică. Era un artist care știa să scoată de lemn niște catifelări extraordinare, a fost semnalate, lăudate puternic la aparițiile tale de pildă în Anglia, în festivalul de la Edinburgh și după aceea, când i-a luat loc în idee foarte importantă din Anglia. Dar în aceeași timp există și o atracție pentru asprimea lemnului. Lemnul care este material primordial, termenul lemn, a designat lemnul în greță, de fiute, a devenit termenul materiei, în profesorii părinte, de aici pot să fie avea o perceptură de o mascătate filozofică extraordinară. Nu trebuie să-l limităm artizanal, când îl trebuie, ci trebuie să-i lăsăm aceste detective pe rădăcine științei. A făcut-o în raportul, creează o nouă sensibilitate față de lemn, dar pe subboticul în Europa lemnul este marginalizat și această nouă atitudine față de lemn, o materie primordială, esențial expresivă, este la noi, în primul rând, muzicalitatea naturală. Și toată școala noastră de cultura ultimilor decenii, toate acestea arată că tot ce prin lemn întoarcem la o logică a tipării noastre în istorie și în peisajul românesc. Florel spunea despre om că este un copac care merge. Deci este în firea noastră adâncă, este o analogie care ne obligă. Cu atât mai mult putem să
imaginăm o atitudine de aceasta, nu numai simplu estetică, dar o atitudine, dacă vreți, antropologică și care se duce până la lor de poziție, lor de polemic. Da? Aici se vede chiar această propunere cu Botine Sminte, care s-a realizat la Muzeul de Arte Contemporană, cu o vrăzuie a lui Mihai Rogană, care era propunerea de salvare, dacă vreți, a naturii împotriva unor acțiuni criminale de devastare acestei podoabe extraordinare, care erau păduri de decilești amenințate și care pot în mare de anumătură de distrusă să ia. Asta depășește esteticul, dar implică totuși o sensibilitate care influențează pozitiv și esteticul. Noi nu suntem prin natura lucrurilor altceva decât parte și naturii, parte și fiecare. Eu îmi spune de ce s-a dovedit în care spune și în mod aceste lucruri. Când venea, de când venim pe peisajul românesc, de la zirzitele de josul Balachiei până în creierul muncilor, creatorul asta face de fapt. Și asumă o varietate, dar cu sentimentul că are o îndatorire. Deci nu e o simplă folosire. El nu este, dacă cineva, obligat la un fel de usufruct irresponsabil, creator, și are să ia în seamă și să păstreze și să transmită ca atare de povestire de naturii. În fața revelătoare de el, și un germană de scriitorul german, care a trăit cu cel mai bine de 100 de ani, care ducea și activitate de geolog, e un scurtă de faimos care îi poartă numele, la fel ca o altă care îi poartă numele, că ce sunt eu chiar geologie, care era un dat de servicea, și Junger datează începutul decadenței moderne a rupturii care ne-a separat, de o eficiență față de natură ca totalitate, chiar înainte de primul război mondial. El găsește ca semnal cronologic dezastru care s-a produs în an 2 înainte de primul război, fundarea Titanicului. Era un moment al războiului irresponsabil al civilizației mașiniste care a salvat cu cât în mod dezastruos și dezastruos și care a fi fost soluția noi de acestui mare scriitor de sorgente greteană, de cechipis, de fotografie de naturi, de mate natura. Să ne întoarcem la puterea de acestele rapăturile, unde nu de plimbare responsabile, dar un mod de a îmbrățișa tot ceea ce este mai presus de noi și cu mult mai veche. Toate aceste îndemnul, toate aceste înțelepciuni care sunt date într-o atitudine responsabilă estetică, pentru că trec foarte necios prin atelierul și prin mijloacele de poziție. Chiar mai direct decât prin mijloacele de poziție. De asta cred că care este un neam și o celulă organică de existență, care este etnia ce le aparține, și ca să vinim